Vremea se strică peste tot, doamnelor și domnilor, a fost emis cod roșu de ploi și vijelii în Sibiu. O avertizare valabilă până la ora 13 și 15 minute. Este anunțat vânt puternic care la Rafale va depăși 90 de km pe oră. De asemenea, descărcări electrice, grindină și averse torențiale care ar putea acumula local și peste 25-30 de litri pe metrul pătrat. Sunt vizate practic 24 de localități din întreg județul Sibiu, acolo unde vă spuneam am fost emis cod roșu de ploi și vijelii. De altfel, vorbim pe parcursul zilei de astăzi despre două coduri suprapuse, cel de caniculă pe de-o parte, din partea de sud a țării, acolo unde sunt anunțate temperaturi de peste 42 de grade Celsius la umbră și evident cealaltă avertizare emisă în această dimineață de Administrația Națională de Meteorologie, cea de cod portocaliu, ce vizează aproape toată țara și sunt anunțate furtuni extrem de puternice. Imaginile pe care le urmăriți sunt în direct de la Sibiu, acolo unde a fost emisă o avertizare no de cod roșu, așadar până la ora 13 și 15 minute.